această clădire se află youtuberul Ganicus96. Iar eu alături de bună mea prietenă Ana Banana avem doar 20 de minute la dispoziție, fraților, să facem din locul ăsta care este vai de capul lui cea mai șmecheră bază securizată posibilă. La final o să vedem dacă o să fim destul de buni ca să-l batem pe Ganicus, așa că stați până la final și scrieți de pe acum în comentarii cine credeți că o să câștige și eu vă las cu clipul. Hai să vedem dacă am reușit să ne apărăm sau nu. Vizionare plăcută! Timerul a început, fraților, și Ana, am o veste proastă pentru tine. Nu știu dacă știai, dar Ganicus este un jucător profesionistă Minecraft. Cred că am încurcat-o, sincer, pentru că avem doar două. Lasă-mă cu căsuța. Așa, ok, perfect. Oricum trebuia să o distrugem. Ok, Ana, deci trebuie să facem cea mai șmecheră bază și acum nu glumesc, chiar trebuie să facem cea mai șmecheră bază. Bă, nu mai da cu de-astea. Stop, fără bazucă. Hai să lăsăm bazuca, Ana, și să ne ocupăm să facem o bază șmecheră, pentru că când o să vină Ganicus, ne face de balamuc. Bă, nu o facem în pământ. Nu, sau să o fac. Nu cred că e o idee bună asta, Ana. Lasă-mă cu ideile tale. Nu. Hai să facem o bază foarte, foarte șmecheră cu turete, pentru că turetele sunt foarte, foarte bune. Păi nu are cum să ajungă și punem doar spike. Bă, nu știu ce să zic. Dar îmi place ideea cu spike-urile. Fii atentă. Deci, hai să punem foarte multe spike-uri ca să, gen, să calce pe ele 100%, știi ce zic? Uite ce vadă genul ăsta pe aici. Ce e aia din mâna ta? Ce ar mai găsit? Doamne, ce armă-i mă asta? N-am văzut în viața mea arma asta. Ok, hai, lasă armele random, Ana, și ajută-mă să punem. De fapt, nu, fii atentă, poți să te apuci de bază. Lasă-mă pe mine să pun, deci trebuie să facem, având în vedere că o să fie gigantic, o să trească să facem un strat foarte, foarte mare, fraților, de spike-uri din astea, ca oriunde pe unde calcă, chiar dacă e imens, tot o să calce pe astea. Adică e imposibil, efectiv. Deci trebuie să le facem foarte, foarte multe spike-urile astea ca să calce pe ele. Dar o să vedeți că o să merite. Și baza, mă gândesc la, nu știu, să o facem poate de netherite sau habar n-am, să fie ceva mega, mega puternic, să fie foarte greu să fie de pătruns prin ea, Ana. Chiar am putea să facem cu netherite. Eu zic că este o idee chiar, chiar bună. Eu chiar zic să facem cu netherite. Vezi că am învățat ceva. Bravo, Ana, văd că ai făcut curat aici, ai făcut ce de... Ia! Oh! Băi, ești de bun? Ok, asta chiar e tare, chiar e tare că ai învățat să faci așa ceva. Dar fii atentă, fă mai mare, fă gen foarte mult trebuie. Adică ne trebuie dita mai stratul de lavă, pentru că din nou este gigantic și dacă facem doar așa două de-astea, nici nu o să calce. Adică o să fie piciorul lui mai mare decât astea. Trebuie să facem tot așa gen, câte straturi de-astea am pus eu? Vreo 6, ceva de genul. Trebuie să facem tot cu 6 din astea gen, cum ar veni. E bine, 6, mai pune, încă pe atâta. Deci trebuie să fie imens, bă, frate, ascultă-mă pe mine. Fraților, nu uitați că oficial am scos noua colecție de Back to School pe lucalu.ro. Deci dacă intrați pe primul link în descriere, găsiți acolo tot ce aveți nevoie de școală, cum ar fi ghiozdane, penare, tricouri și multe alte chestii. Așa că intrați chiar acum pe primul link din descriere și haideți să ne întoarcem la clip. Au trecut primele 4 minute, fraților, și am reușit și noi să punem toate chestiile de început, așa. Deci avem aici dita mai din ăsta, stratul de țepi, după aia dita mai lava. Deci am învățat din greșel și trebuie să facem foarte, foarte mult, fraților, că... Mă, ce-a făcut Ana? Ana, nu te mai juca cu comenzile că ai stricat. Așa, ok, nu. Ana, hai să nu mai dai tu comenzi, că tu când dai comenzi ești cam periculoasă, sincer, și nu știu ce să zic. Dă comenzile tale. Ok, merge. Tot de la Adi am aflat. Bă, dar te-a învățat, Ganicus, nu glumă. Ok, deși atentă, stai așa să pun eu, că ai făcut aici de balamuc. Deci punem niște dirt înapoi aici. Mă rog, nu e chiar același dirt, dar nu o să știe nimeni niciodată. Bun, am reparat aici. Am făcut primul strat așa de început, fraților, de defensivă. Au trecut 5 minute deja. Nu știu cum au trecut 5 minute, nu mă întrebați, dar au trecut 5 minute și acum trebuie să ne apucăm să fac... Nu e vina mea, taci din gura, Ana, lasă-mă în pace. Trebuie să ne apucăm acum. Ok, deci asta merge chiar mai sus să facem stratul ăsta sau nu știu, dar fii atentă, trebuie să punem niște turete, stai așa cum se numesc. Sentry? Uite, sentry, mamă. Fii atent că am învățat și eu de la Ganicus ceva, nu numai tu. Trebuie să vină un bloc. O să punem obsidian, cred că crying obsidian, uite că arată bine. Să vină ceva în stilul ăsta. Ok, bun. Deci lasă-mă pe mine să pun sentry turret, pentru că astea, dacă pui tu, o să tragă în mine. Dar dacă pun eu... Aie, dacă trag în tine, lasă că e ok, că nu stai tu pe lângă ele. Mamă, cât a dat asta a pus. Ești nebun? Hai că e bine, hai că e bine. Deci uitați-vă și voi că n-are șansă, fraților, să vină la noi. Uitați-vă câte turete punem. Toate astea sunt turete. Ia vino, Ana, să le arătăm abonaților, să facem un test la turete. Vino încoace. Deci tu ești Ganicus, da? Vino la mine și dă-te pe survival de acolo. Ia, uitați. E? Așa, da, bă, cu turetele. Ok, perfect. Și acum punem pe toate părțile turete. Avem dita mai ăsta de... Bă, n-are cum să câștige. Bă, aici de ce? A,
nu. Vreau să întreb de ce e atât de puțină lavă, dar de fapt e acoperită de astea. Ok. Hai mă că e perfect. Uită-te și tu cât am făcut aici. Uitați-vă, fraților. Bă, deci noi chiar dăm tryhard aici în challenge-ul de astăzi. Chiar dăm tryhard rău, rău de tot. Ok, Ana, aici cred că se aplică același lucru. Trebuie să facem mai mult. Adică să facem așa mai, mai deasă treaba. Bun, hai să vedem cum facem baza, gen baza de bază, să zic așa. Cum ar trebui să vină? Din ce blocuri să facem? Obsidian-ul e cam boring. Hai să facem din netherite. Niciodată nu cred că am făcut din netherite. Am făcut vreodată netherite. Hai să vedem, ia uite. Bă! Ok, cineva să nu o mai învețe pe Ana cum funcționează, vă rog frumos, comenzile, că e jale, Ana, nu mai da comenzi cu, bă, lasă flori. De ce, de ce un strat de flori? Ce o să facă un strat din flori? Explică și mie. Dacă tu mă explici, eu zic, bine, mă, hai că punem. Dacă nu, nu poți, e frumos. A, da, sigur, o să funcționeze așa. Lasă-o în pace, Ana, că trebuie să fac aici treabă. Deci, facem cu ăsta, stai așa, să fac eu mamă, ce face Ana aici? Bă, ce topui, lasă, nu mai pune flori. Gata, nu merge. Păi nu mai pune dacă vezi că nu merge. Lasă, înseamnă că nu trebuie să meargă. Asta înseamnă. Bun, asta o să fie intrarea în bază. Ok, și de aici punem netherite block. Uite ca până aici. Ok, Ana, de ce avem un beacon? E întrebarea mea. Bă, nu știu ce să zic de beaconul ăsta de aici, Ana. Deci, șmecheri, am înțeles. Asta este un răspuns foarte corect. Felicitări. Bun, deci cam așa o să arate baza. Facem noi o bază care e o casă, cum ar veni. Nu e chiar bază, dar nu contează. Trebuie să punem din asta de... Mamă, uite, din asta de nu se vede nimic, nu intră nimic prin el. Geamuri fumurii, ia vedeți aici. Bă, frate, deci uitați-vă. Bă, Ana, știi ce trebuie să faci tu? Că tu știu că mai făceai din alea sau Mariusica, nu mă știu că tu sau Mariusica. Din alea, tunuri, din alea, să facem sus, să tragi cu poțiuni. Știi ce zic? Dar trebuie să facem înaltă toată clădirea. Eu fac. Bine, fii atentă, stai așa că să fac clădirea asta înaltă, rău de tot. Uite, ceva de genul până aici. Bam, băgăm comanda asta, ia vezi. Și pune de aici poțiuni să în toate părțile vreau să faci. La etajul de sus de tot, vreau să faci poțiuni în toate părțile să se ducă. Deci asta e tinerii titani, facem turnul tinerilor. Bă, dar chiar că vrei să facem ca în tinerii titani să facem așa un T? Vezi că am putea să facem din ăsta, că deja l-am făcut așa, frumos. Mamă, vedeți că facem direct tinerii titani, fraților. Fiți atenți aici. Și după aceea, mamă, stai că mă bag eu la creație acum. Deci vreau să dați un like dacă v-ați uitat la tinerii titani, fraților. Nu știu dacă seamănă atât de mult cu ce era acolo, dar eu zic că e ce trebuie. Nu merge baconul? De ce nu merge, bă, baconul? Vezi că tragitură în tine. Mamă, săraca, l-ai bombardată de turete pe aici. Bă, arată un pic ca tinerii titani, mai mult sau mai puțin, dar nu contează. Hai, bă, Ana, lasă beacon-ul, nu contează, lasă. Uitați-vă ce face ea, Doamne, la ora asta. Bă, Ana, te rog eu, pune, fă alea, lasă beacon-ul în pace, fă alea, te rog eu frumos, pune. Ia uite, bă, mi-a dat strength, bravo, Ana, e șmecheră, n-am ce spune. Dar hai, te rog eu mult, hai să facem alea cu capcana aia de sus, știi tu, să o faci, că aia e bună, rău de tot și eu chiar cred că o să ne ajute. Deci bagă-te să faci aia. Eu aici nu știu ce să punem pe aici oare. Ia stai să facem și stratul ăsta din ceva sau nu știu. Vai, tinerii titani, îți place cum am făcut? Uite, punem aici, bă, știi ceva? Punem set diamond block. Ia vedeți aici. Cum arată baza asta? Arată prea șmecher, chiar arată prea șmecher, n-aveți ce spune. Beacon-uri așa. Bun, acum eu o să mă pun să pun spike-uri pe ăsta. De fapt, stai așa, să punem din astea care arată mai bine puțin. Bine, sincer, dau mai puțin damage dacă punem de astea așa, dar arată mai bine, n-aveți ce spune, așa că totuși o să punem așa. Uite, ceva de genul la ferestre. Încerc să nu pun aici la intrare, că după aia ne lovim tot noi în ele. Nu de alta asta, din știți. Bă, și după cred că o să pun așa complet random, ca să poată să intre prin ele random. Uite așa, ca să fie cam pe toate părțile, să zic așa. Nu cred că are rost să umplem tot ăsta de spike-uri, că după arată și urât și s-ar putea să facă și lag. Cred că dacă pun așa peste tot, oricum se atinge de una din ele, deci e ok. Adică o să fie foarte, foarte greu să se atingă de turnul nostru de titan. Și mai avem 8 minute, Ana. Hai cu tinerii titani aici. Bă, deci chiar e șmecheră baza asta, n-am ce spune, Ana. Ai trollat-o puțin la început, dar vezi că iese destul de șmecher. Mamă, sunt poțiuni pe jos, nu mai înțelegi nimic din turnul ăsta și ce se întâmplă aici. Ok. Hai că facem așa, bă, cam forță. Ia vede, asta e că am uitat să pun, stați așa. Deci termin de pus aici și o să vedeți cum arată, că o să arate șmecherul de tot. Regii, ia vedeți, mamă, cum arată, fraților, ziceți voi. Ce părere aveți de toată nebunia asta? Că eu zic că arată forță rău, rău de tot. Uită-te și tu. Bă, n-are ce să ne facă. Deci, pe bune, n-are ce să ne facă. Trebuie să ne apucăm acum și de iteme, să avem iteme. Fii atentă. Trebuie să punem o parolă mega secretoasă. Deci o să fie parola 111. 3-1 o să fie. 111. Hai că nu se gândește nimeni la parola asta. Bun. Și acum mă apuc să fac puțin aici pe dinăuntru. Adică, totuși, să avem și noi o bază de...
să fie acolo, să fie ce trebuie. Bun, uite așa. Și asta vine. Mama, Ana, nu șef, cu am la greu de tot. Ana, te rog, eu nu mai gata cu la. Mamă, ce e aici afară? Luca, uite ce ai făcut, Ana. Plouă cu po... Nu mai da să plouă cu poțiuni. Stop, oprește că faci lag, distruge serverul. Gata, stop. Hai de capul meu. Uitați-vă și voi ce a făcut Ana aici. Bun, hai, nu mai trola că mai avem 6 minute jumate. Te rog, Ioana, hai că ne bate. Ne bate Ganicus, ce face? Na, poftim. Ok, eu mă ocup de asta. Dacă nu te ocup de alea, chiar o să mă supăr pe tine dacă nu faci șmechere tunurile alea. O să facem un sistem cu leather, dar fiți atenți că avem aici un mare, o mare chestie. Mă, ce se întâmplă aici? Uite așa, să pot să vii până aici. Ce, de ce tot, ce se întâmplă? Primesc leather, primesc chestii, nu zic ce primesc. Bă, lasă-mă numai dacă comenzi random. Ce-ai făcut aici? Le-ai pus pastea că n-ai pus ce trebuie. Cum le activezi pastea? Nici nu poți să le activezi. Nici nu poți să le activezi, nu le-ai pus bine. Cu notepad? Ce notepad? Ce? Ce vorbește, mă, Ana, fraților? Explicați-mi și mie că eu nu înțeleg ce notepad-uri visează Ana. Ok, deci aici cred că o să vină paturile noastre. Deci aici cred că o să dormim eu și Ana, numai că separat, normal. Adică Ana o să doarmă în colțul ăsta și eu acolo. Uite așa, frumos. Și ne punem niște chesturi ca să avem fiecare chestul lui. Uite așa, frumos. Crafting. Avem și un ender chest, că de ce nu? Pun și la mine aici că sunt șmecher. Uite așa și toată camera asta este cum ar veni pentru noi și aici mai fac eu un strat de astea. Ia zi, man, am făcut unul, ia să vedem, ia, merge, ia uite-l mă cum merge, ești nebun, vezi că e tare, vezi că e tare. Și ia unde s-au dus, stai așa că sunt mega curios, deci am dat o poțiune din asta, am mai dat una, nu știu. Ok, și fix pe aici, ok, deci vedeți că sunt destul de bine astea, bă, nu mai da... Tu faci mișto. Aoleo, bă, ne distruge asta, efectiv, ne distruge defensiv, aiurea, n-are niciun sens ce face aici. Bun, fii atentă, hai să punem din astea, deci ne trebuie, cum se numesc, mine din astea, da. Ai grijă să nu calci pe aici, Ana, ai grijă să nu calci pe aici, că o să pun așa niște mine. Bă, nu, ce pui, ce-s astea? Bă, ce pui, mă, Ana, nu pune de-astea, nu pune chestii, tru, lasă-mi pe mine să pun pe aici de-astea să bubuie. Nu știu ce, ce mă chestia asta, Angry Miners, nu punem asta, punem de asta, păi ce, nu punem de asta, Ana, dacă bubuie de asta, bubuie toată harta, deci bubuie toată harta, pe bune, stop, gata, ok, uite așa, fără de astea, nu trebuie să pui tu chestii troll, lasă-mi pe mine să pun, bă, fă la bază că mai avem 3 minute, Ana, mai avem 3 minute, fă repede la bază, du-te la bază, să facem la bază, păi fac, dar lasă-mă să pun aici capcană de început. Că asta e bună poziționată aici, crede-mă. Nu știu că o să mai spawneze chestii, nu știu exact ce o să facă sau care o să fie puterile lui, dar eu pun pe aici, uite, peste tot. Gata, mă, avem teren minat, n-are ce să facă. Uite-te, știu, peste tot mine, pe aici și pe aici. Uite așa. Gata, hai, bagă la bază acolo repede. Ok, cred că am pus destule. Ce părere aveți? Eu zic că sunt cam destule. Bun, avem tunuri, avem astea aici făcute, avem niște iteme complet random aici de care nu avem nevoie. Bun, hai să vedem, intrăm aici. Bun, Ana nu mai pune paturi aici, că el o să creadă că astea trebuie să le distrugă. Nu, noi avem paturile la etaj. Aici, nu știu, o camera așa la mișto. Aici la etaj o să avem noi paturile. Vezi că aici ce am? Chest cu arme? Unde ai făcut chest cu arme aici? Zice... E perfect, e, da, e tare. Alea sunt ale mele, a, deci astea sunt ale tale și tu mi-ai făcut acolo, ce drăguț. Bă, fă armament ca lumea, Ana, fă-i cu enchanturi, cu tot ce ne trebuie, da? Deci fii atentă, ne luăm golden apple-uri, ne luăm așa frumos, după aia ne luăm sabie șmecheră din asta, de fapt nu, ne luăm de netherite, că suntem șmecheri pe la urmă și enchantez eu, lasă că fac eu. Sharpness 5 direct și punem și fire aspect pe ea. Fire Aspect 2. Am enchantat eu armura, bravo. Ce mai punem? Enchant Knockback. Punem și knockback pe armă. Și nu știu ce ne mai trebuie, nu ne mai trebuie nimic, cred că. Deci armele sunt forță rău de tot. O să le punem niște item frame-uri aici la noi. Uite așa frumos, să avem peste tot arme. Bun, pune armură pe armor seturi. Armor stand-uri de-astea. Uite, bag aici, bag armuri din astea. Bagă-le și tu pe aici. E sus? Unde e sus? Unde e sus? Unde sus? Păi bagă-le acolo la noi la pat, n-auzi? Pune și la pat. Unde e? Uite-te și tu unde le-a pus. Bagă și la pat, uite. Doamne, aici se distrug imediat astea când o să ne dea o rachetă, o ceva acolo. Ne-am dus, ești nebun? Ok, bun. Deci ceva de genul arată situația, fraților, pe aici. Cine mai trebuie? Arc. O să-mi trebuiască și un arc și o să le enchantez eu. Enchant. Power 5, normal că power 5, cam atâta. Nu știu dacă ne mai trebuie ceva.
Hai că pun și asta pe mine dacă tot așa, ok. Uite, bagă aici, bagă. Ce-mi dai, mă? Bă, alo, nu-mi da cu de-astea, lasă-mi cu sabia ta, eu nu vreau sabie din aia, eu mi-au sabie normală, fii atentă. Ia-ți mere din astea, nu mai-mi da, bă, lasă-mă cu astea. Ia mere, hai, nu mai trola, că mai avem mai puțin de un minut. Ok, arrow, bun. Avem aici săgeți, să punem și în ăsta, pune în chest item-e, nu știu, pune chestii de care ne folosim. Bă, shield putem să mai luăm, shield. Uite, și ăsta e bun. Arc, păi am eu arc, uite, ia aici arc. Ok, 20 de secunde. Ok, gata, cred că suntem gata. Am mai pus și arc aici în caz că ne mai trebuie. Dă click dreapta pe pat și hai sus să ne pregătim să vedem. Ah, am uitat cu elitra, bro, am uitat să... Mamă, n-avem elitra, ok. Am uitat să facem asta și nu mai avem timp să mai luăm elitra. Elitra și fireworks, repede. Ok, Ana, ți-am dat și ție aici. Gata, s-a terminat, nu mai avem voie să mai facem nimic. Game of Survival, gata. Oficial s-a terminat, fraților, challenge-ul, s-a terminat timpul. În orice secundă Ganicus trebuie să iasă de pe acolo. Ana, vino cu apă poziții, vino să fii pe poziție aici. Vino, ia-ți elitra, că ți-am făcut rost de elitra și două de-astea. Am luat-o fix în ultima secundă, ești nebun? Am sus, ok, gata, hai să ne pregătim că Ganicus poate să vină în orice secundă. Ana, stai pe poziții. Ok, ai de capul meu, stai tu aici sus, stai tu aici să dai de alea. Stai tu acolo, uite-te și tu la ea. Ok, deci eu o să stau aici jos, fraților, și o să văd ce se întâmplă. Momentan văd că nu vine. Deci suntem destul de ok, sunt destul de safe, aș zice eu. Ana, tu stai acolo. Momentan văd că nu vine, nu știu ce face. Mi-am luat poziția, Ana, tu stai acolo ca să nu dea turetele în tine. Bă, dar ce face? Bă, a rămas acolo, doarme acolo, ce face? Aole, bă, am fost și ceva pipi, ok? Bă, păi hai odată că te așteptam, hai. Bă, ia. Ce să mă, sunt țarii ăștia de jos. Hai, vină încoace dacă ești mecher. Mamă, ce a dat Ana din prima. Wow! Mama, Ana, dai cu tunul, dai cu tunurile pe el. Aveți tunuri, mă? Nu. De, bagă. Hai, mă, să te văd ca... Stai așa că mă bag aici în bază, că nu prea vreau să stau pe la... Ana, vezi să nu ești pe afară că... Stai că... Luați la aici, că n-aveți servici. Hai că s-au dus astea, avem degeaba spike-uri, stai, știți. Dar nu intri aici, vezi că nu intri așa ușor aici, nici nu te văd. Ia stai, mă, să fac aici o chestie. Ei, nu te văd, e greu. Bă, le sparge beacon-ul. Hai că s-a dus și beacon-ul. Oh, beacon-ul, ia stai așa, că aveți beacon-uri, acum am văzut. Bă, nu-l văd, frate, prin astea. Mama, Ana, nici nu pot să trag prin cabul ăsta. Am pus Ana pe aici de toți banii. Bă, m-am împins. Ia, ce face, mă, Ana? Cred că are Ana sabia aia, vezi că Ana are o sabie specială și te sparge, Ana. Hai, Ana, că trebuie să-i arătăm că suntem mai șmecheri. Mama, Ana s-a dus direct pe bătaie, ești nebun? Nu pot să cred. Ana, ia vină încoace, ia vină încoace, Ana. Vin și eu pe bătaie, stai așa că vin și eu. Bă, mă aruncă, mă duce. Bă, dar voi... Ia. Nu voi sunteți tinerii titanicii cu ăsta aici. Fii atent, nu uita că tu trebuie să ne găsești patul și să-l și spargi. Ia uite-l cum bubuie. Da, ia uite-l cum bubuie. Treci cu ace și o bolane, mă duc și eu cu sabia. Bă, da, merge prea repede, treci cu a... Mamă, direct una. Haide, mamă, vezi că nu scapi așa ușor cu sabia mea. Vezi că e greu cu sabia. Uite că am distrus bică, nu? De ce fugi? Vezi că cam fugi de noi așa. Bă, Ana, tu dai pe mine. Păi dacă mă dai, îmi dați damage de mă spargeți, ești nebun. Da, chiar, mamă, vezi că suntem bine, Ana, mamă, i-a mai dat una. Hai, Ana, dai. Eu zic că dacă îi prindem câteva, i-a mai dat o sabie, dacă îi prindem niște, s-a dus. Ia, l-am prins aici, dai. De că l-am prins. Mamă, Ana, piticule. De Ana, că nu mai văd nimic. Ia, eu mă bag. L-am prins. Dai, bagă-l în aia. Bă, ce e, bă, ăsta? Oh my god. Bă, să-mi le sparg ăsta, ai grijă. Degeaba dacă dai nu erați cola. Voi, pitici băgăcioși. Tineri titan, dai. Aoleu, eu mor de la astea, dai. Mamă. Deci nu știu cum funcționează sabia Anei, dar poate să teleporteze și pe tine și pe ea. Aoleu. Aoleu, m-a dat și pe mine de nu mai văd nimic. Ia. Dai. Mamă, păi mă aruncă la balamuc. Avem și turete, avem de toate, nu-mi zic că n-ai cum să câștigi tura asta. Deci eu refuz să cred că ai tu cum să câștigi tura asta. Eu zic că n-ai... Ia uite-l cum dă... Mamă, dacă îți dă o de-aia... Ei, am explodat-o pana. Vezi că nici n-ai reușit să ne bați niciodată până acum, adică nu știu ce să zic, te mișcam greu. O inimă avea. O inimă. O inimă, am intrat în inima ei. Bă, dar când mai moare, bă, nici nu pot să mai ating. Ești mort. Își mă încoace. I-am dat una. Hai, mă. Bă, dar măcar îți dau ceva cu o sabie sau e la mișto? Să știu și eu. E la mișto, rucă, asta e la mișto. La mișto, nu cred așa ceva. N-ai fost mai aproape să mor până acum? A bubuit. Nu pot să cred. Nu încoace. Hai, mă, Ana, de pe aia. Dă-i, așa, spamează cu sabia aia, Ana. Tu ești regele. Mamă, vezi că ne dă... Bă, dar am dă cu artă, frate, și n-am cum să spargă ăla. L-am prins de astea. Bă, uite-l, mă, frate, își pune blocuri al meu. Are 5 km și își pune blocuri. Dă-i. Nu lăsa să pună blocuri. Unde te urci, mă? Dă-i. Așa, gata, așa, dă-mă afară din asta. Bă! Uite, mă!
Ia. Ce facem? Mamă, cât de mare. A murit Ana. Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ana poate să se spawneze până nu-i spargi patul. După ce-i spargi patul. Știu, știu, dar a murit, dar a murit, e bine. Da, mi-e convine. Nu trebuie să-ți convină ție nimic, că ești pe moarte acum, fii atent. Bă, ce facem, mă, bă? Hai, nenea. M-am plictisit. Dă-i, bă, hai să ne batem. Ți-e frică de Ana Banana, ești nebun? Deci râd abonații de tine, nu poți să crezi, fugi de, fugi mă, de o bă, fată. Nu. Opa! Ia, mă, măi, dă capul meu. Mamă, ce mi-a unde dat mă? Acolo. Mi-a dat să sar. Nu pot să cred. Dă-i, dă-i, dă-i. Bă, e chestia că dacă combinăm să-i dăm, să-i dau și eu și Ana și turetele și toată lumea, ar trebui să fie ușor în teo... Mamă, s-a urcat pe asta. Nu, poți să spargi, poți să... Mamă. Poți să încerci tu să dai pe ăsta, dar e greu. Ia uite. Bă, dar bazuca asta mea, okay, nene, nimica nu mai, gata? Ana, Ana, pune, aliniază la tunuri, aliniază la... Teleportează la tunuri, repede, că mă duc oh, eu. Am spart ușa. Ah, na, nu pot să cred. Nu, n-ai voie, mamă, ce e aici în baza noastră. Stai așa. A spart ușa. Ana, Ana, ține-l acolo, ține-l acolo. Mai dă capul meu. Dacă dacă de astea, iar a murit Ana, ești nebun. Hai, bă, Ana, face... Mamă, Ana, face mișto, ești nebun. Bă, aruncă-l acolo, în astea. Oh, nu, 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 mai puțin okay. Și mor. Oh, nu, gata. De, 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 de. Regele. Mamă. Am scăpat. Pierele, mamă, cine a făcut aici la intrare, ești nebun? Ok, nu prea e de mine. Păi sunt prea gras, mă, să intru în asta, ești ia, nebun. Ia, mă, că pun lava aici. Dar trebuie să țin regim. Ceva. Mamă, dar nu mai poți să mai zbori, ești nebun? Dă-i, mă, să zbor odată. Ia, treci încoace. Vezi că deja e cam periculos ce se întâmplă aici, Ana. Dă-i, 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 dă-i. Acolo, dați cât vreți, că mă gâdilați. Dă-i. Cum te gâdilă, că mai devreme era să mori? No, dar nu, nu. Și o poțiune n-am luat poțiuni din alea. Bă, am dat cu poțiuni din alea, dar... Mamă, ne-a spart și beacon-ul. E jale ce se întâmplă aici. Hai, nu mai văd nimic. Hai. Eu nu știu ce se întâmplă. Ana a murit a cincea oară. I-am prins combo. I-am prins combo. Nu știu ce se întâmplă. Dă-i, Ana. Dă-i și tu. Nu, 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 nu. Nu cred. Nu, nu. Ana, Ana, Ana. Dă-i, 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 repede. Mamă, nu mai văd nimic. Cat, cat, cat. Nu, 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 nu. Bă, nu mai văd nimic. Bă, dar lasă-mă, nene, în pace. De pe el, de pe el. Dă-i, Ana, spamează-l. Nu mai pot să mai ies de aici, sunt blocat. Sunt blocat, sunt blocat, sunt blocat, sunt blocat. Ana, Ana, mă bazez așa, pe Ana, tine. Așa, bagă-mă, Ana, bagă-mă în bază, bravo. Doamne, ferește, sunt blocat, nu te cred. Nu cred. Lasă-mă, mă să ies. Nu cred. A murit bine. Deci eu, era, eu eram blocat. Nu pot să cred. Ana, Banana, a câștigat pentru noi, bă, fraților. Deci uitați-vă, vă rog frumos să veniți să vă uitați la mine. Mă, ce se întâmplă? Eu nu, n-am, nu pot, gata, mă, am ieșit și eu. Nu pot bă, să cred. Bă, ce-am uitat să fac, am uitat, dus, ce-am uitat să fac. Să, vreau să dau cu astea așa, gen. Toame. The poison, să vă zăpăcesc. Bă, nu GG. Mai da, bă, în mine, Anu. Deci eu oficial am câștigat versus Ganicus. Deci nu mă așteptam la asta din partea ta, Ana, felicitări. Deci, bă, toată lumea să scrie GG, Ana, Banana, te-a bătut o fată. Ce părere ai de chestia asta? Nu mai ai ce să mai zici, tu nu, titanilor. Uitați-vă și voi ce a mai rămas din turn. Deci cam mai... Ia, vezi că cam intrat un pic. Mamă, dar bă, noi n-aveam podea. Dacă intrai pe jos, noi n-aveam podea, zic. Ești nebun? Asta vreau să fac, știi? Vreau să intru pe aici. Mamă, dar unde aveți voi paturile? Aici le aveți? Băi, ce credeai că le aveam acolo? Pe așa le bucuie din tavă, prima. Cârnat la tavă, ești nebun. Cârnat la tavă, deci de unde era să știu eu? Cam ăsta a fost turnul titan. Mamă, dar cine a spart aici? What? Cum? Unde, unde, unde? Cum e posibil să ieși pe aici? Că eu? Mă, noi am avut turnul descoperit toată tura și nu știam sau acum. Doamne, nu-mi vine să cred. Ok, deci fraților, cam ăsta a fost clipul. Am reușit să câștigăm versus Ganicus. Am făcut cea mai bună baza tinerilor titan de-a dat-o voi vreodată. Scrieți în comentarii versus cine să mai facem. Eu am fost burgerul vostru preferat alături de Ganicus și de Ana Banana. Toată lumea GG Ana în comentarii. Că bă, chiar a cărat, n-ai ce spune. Deci chiar a cărat, n-ai ce spune. Și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!